la mamă. Ce vrei, mă? Vorbesc cu Alex. Care Alex? Alex Ciobanu. E cioban la capre? Hai mă, zi repede ce vrei, că mă audă omul ăsta. Ce avem și noi bun de mâncare, că nu mai pot, mă leșin aici de foame. Răbdări prăjite. Măcar acum nu mai mâncăm bătaie. Ăsta era felul 2, dar nu mai lăsa să termin. Hai mă, mamă, spune-mi, te rog eu frumos, ce avem de mâncare, orice, că nu mai pot, mi-e foame de mor. Mă, tu vezi că scrie șef Scărlătescu pe fruntea mea? N-am făcut nimic de mâncare, ce dracu, lasă-mă. Da. Da. Hai că-l trimit. Bine. Du-te la ciobană. Cum până aveți să-ți gătit 16 sau 17? 18, frate, dar nu uitați că înainte să înceapă vlogul ăsta vreau să dați un like ca să știu că vă place seria asta, un share să vadă și prietenii voștri și să facă multe vizualizări acest video ca să fac eu bani și de asemenea un comentariu cu pe cine vreți să aducem și ce vreți să gătim data viitoare. Pe mine, scrieți-mi mine în comentariu. De fapt, ba nu, lăsați un comentariu cu ce vreți voi și pagina voastră de Instagram și eu aleg dintre voi, urmăritorii mei, unul care să vină în episodul următor și să se gătesc. Oh my god, asta e bună. Deci, da. Comentariu acum cu ce vreți voi plus pagina de Instagram și mă ocup eu. Cumpărat vreți gătit 18, frate, în cea mai tare locație de până acum. După cum puteți observa pe ecran aceste cadre cu acest Airbnb în care poți stai chiar tu. Dacă intri în linkul din descriere, vii în București, stai în Airbnb-ul ăsta unde am gătit eu cel mai tare risotto. Încă nu l-am făcut, dar sunt sigur că o să fie bun, că am încredere în mine. Avem aici întinse, după cum puteți vedea, cum are și Jamila, practic, deci nu avem nimic în minus. Toate ingredientele posibile și imposibile, de fapt, știi ceva, e doar strictul necesar aici. E doar orez și apă și supă de pui, cu care o să începem, pentru că trebuie făcută înainte. Așa că luăm puiul și o oală. Nu mă ajutați. Ajutați-mă. Nu știu câtă apă se pune. Atâta. Acum pe la jumătate. Până la jumătate, da, da. Aici avem apă în care punem pui. Și nu mă ajutați. Te rog, te rog, ascultă-mă. Bravo, mă descurc, prieteni. Nu merge. Ce am să facem? Cât? Oprești să o prânezi din nou? Ați încercat să-l trageți din priză și să-l băgați înapoi? Acum că am pus apa pe foc, pregătim puiul și scoatem penele. Mamă, miroase aia din ăla chinezesc, știi? Iute. Am pus ăla de... Asta miroase a pui, dar nu era de pui. Asta era de pui și asta era de... Nu o să mai știu niciodată. Ideea e că eu ca să ajung la gustul de pui fără pui, trebuie să folosesc mai multe chestii. Deci am pus aia care o să notăm cu X, că nu știu ce e. Supă de roșii. Deci dacă chimicalele astea nu fac să fie supa mea mai bună decât avea lor de la restaurant, nu știu ce poate să facă. Ok, avem și supă de roșii. Mamă, ce aici? Bună, bună. Știi să faci risotto? Sunt Bogdan Techeș. Știi? Nu. Da, ba da, mă arăți ca Jamila în momentul ăsta, în cadrul ăsta. Muncești și ajungi departe, Eduard. Și acum că avem supa de pui, ceva și mult. Arată supă, cred. Arată ciorbă. Deci am citit eu la doamna Elena, sau cum o chema pe femeia care m-a învățat să fac risotto, că decojea ciupercile și le tăia felii. Hai mă, pune mână de la mână să face. Eu rup picioarele și... Fă-te cel mai ușor. Sau dacă ai ceva de făcut cu picioarele... Trebuie să le faci să alergă. Auzi, asta face? Da, nu vezi că face spume. Cred că nu l-ai pornit, sincer. Cum adică, mă, vacă? Cum arată o supă din trei supe? Dacă te uiți așa, a, nu e de la depărtare, nu pare că doar chimicale acolo. Da, asta nu e supă? Este supă din supă instant. Faci și supă, nu? Pentru a fierbe orezul în ea. A, asta e fiertura de orez. Eu cred că faci fielul 1 și fielul 2. Și că acum am pregătit supa. Cum să nu fac și desert dacă îmi cere băiatul? Da, faci o iahnie de ciuperci, îți trebuie multe. Curăță-mă ciuperci acolo, cu oricum, ce ai de făcut? Da, el a cerut risotto? Deci, fun fact. Fun fact să știe toată lumea. L-am sunat pe Cătălin astăzi, când eram la cumpărături pentru această rețetă bombastică. Iar Cătălin mi-a spus, acum am făcut ochi. I-am dat 5 minute să se spele pe acei ochi pe care i-a făcut. Și l-am sunat. Și ce crezi? Ah, adică acum s-a trezit. Da, dar nu numai că acum s-a trezit. A dormit înapoi după ce mi-a zis că s-a trezit. Și am stat în Lidl, am pierdut 15 minute așteptând să-mi zic el ce vrea să gătesc. Și până la urmă am decis singur. Aici chiar pare profi, știi? Aia zic și eu, uitați-vă în jur, super profi.
De ce nu mai faci cu Jamila? Pentru că Jamila are figuri. Jamila zice, uitați, aici avem supa, aici avem puiul, următorul cadru, puiul e în supă și e gătit. Băi, eu de nu să știu ce faci în spatele camerei. Wow, uite, s-a umflat. Ți-ai zis că merge? Dar e ok să se umflă așa? Nu știu. Zici că e piure. Pare un pic că prinde tupeu. Împărborosește. Hai că mai pun apă. Băi, a miroase foarte natural pentru cele 89 de euri care sunt în ele. În aia nu amestec cu asta. Mai bine amestec cu degetul. Are un ulei de lemn acolo, în sectarul ăla, de deasupra la cuptor. Nu-i de lemn, dar e de aur. Ah, păi uite mă, că-i zea, mă. E, mă, se umflă doar de la, ce-am zis, de la euri. Mamă, ce tare. Gustul contează, oricum. Nu cred că trebuia să iași paia de roșii. Păi să iasă mai bun, o să vezi. Cu cât mai mult, cu atât mai mult în gust. Super proces. Că dacă nu trebuie sărate deloc, dacă absorbe ce pleacă apa. Am spus eu la ornitologie. Astea le facem felii. Așa mă filmează-mă ca la Masterchef. Să fac și mișcare din asta. Îți filmează în așa fel încât să pare că știe ce faci. Adică ce vrei să spui, că nu știu ce fac? Am citit de 3 ore rețeta aia, nu pot să-mi spui că nu știu ce fac. Fierte apa, ciupercile stau, ciupercile taie, Alex te creează. Mamă, uite ce murdare. Ăsta și tu dacă tot observi. Mamă, câte ciuperci. Eu cu cajun, sincer. Eu nu am decojit o ciupercă în plus. Hai că pot să opresc supele. Supel pereții, vezi? Pare bine că avea jec de la capre. Nu mai fiarbă. Nu mai fiarbă că am oprit-o. Deja? Da, păi cât să fiarbă aici? Uite ce-am ales. Începător îngătit. Ah. Nu. Nu ai voie să se vadă că frunzeta e pasudată. Uitați-vă ce tigăi. Gen, sunt din alea, știi, cu... A. Vezi? Ok. Bun. Edi, ce faci? Hai să nu umblăm la ea, vrei? No. No, n-ai fi atât de mare și stricată. E stricată, nu? Da, gen, ce simte pe ea? E pare moale. Ok, hai să zicem, las-o așa. Mai ții minte cât era de mare și... Mamă, nu plânge. Cât usturoi? Unu. Știi schema cu usturoiul? Ieșea dacă eram puternic. Ce-a schema? O să iau niște un sau ulei. Un sau ulei. Un. Bravo, ulei să fie. E aici. Nu așa mult! Vai, cât am vreo! Nu puneam atâta, mă, stai liniștit. Te testam să văd cum reacționezi dacă tai atâta. Iar să-i pui un sfert de unt. Și vrei să flambezi cu ăsta? A, dar n-ai pe gaz. Am uitat să-mi iau plantele aromatice, băga mea. Pălăriile le-am tăiat în felii subțiri, eu n-am tăiat nicio pălărie, nu folosesc. Ciupercile se sutează separat într-o tigaie. Păi stai așa că eu sunt confuz acum, de ce am două tigăi cu unt la foc și n-am nimic în ele? Deci bun, aici punem ceapa și usturoiul și acolo punem ciuperculii. Pun aici ceapa și usturoiul. Mă, asta nu se încălzește, măi. Mamă, de bine arată tot ce fac aici. Așa, așa, căliți-vă ciupercuților. Peste asta o să punem orezul. Nu pun mai mult, că știu ce înseamnă orezul ăsta, se face triplu în pălcurie. Ciuperculile alea cam gata, nu? Acum se călește orezul ăsta nefiert 2 minute aici. Am turnat orezul uscat în tigaie și l-am călit și pe el preț de 2-3 minute. Ok, asta fac. Preț de 2-3 minute. Tare. Și cum făceau prămoșii noștri de piper? Mor, ai la boabe. Nu am luat, erau aici. Deci, vedeți piper, da? Yes, este de prima oară când fac asta, dar am văzut și eu la oameni. Mam. Sac, Roxana Blenche sunt. Am asezonat cu sare și piper măcinat. A, acolo trebuia. Mai avem, nu e problemă. Dubla 2. Asta se face aici, acum nu înțeleg. El pune sare aici, amestecă foc. Am ținut totul cu un paharel de vermut alb. Tu. Deci scria că trebuie vin sec și cel mai aproape de vin sec am găsit vin demisec. Te duci cu mașina. TST, ciupercă? Sigur, poftim. N-am nicio idee dacă e bine ce-am făcut.
Mi lasă un pic ca pește, e normal, nu? Am așteptat să se evapore alcoolul din vermut și abia apoi am început să adăugăm supa peste orez. Păi alcoolul meu nu e în orez, alcoolul meu e în ciuperci. Și uite ce țipă ciuperca aia. Vreau să pui acolo? Tu ce înțelegi? Am așteptat să se evapore alcoolul din vermut și de-abia acum am început să adăugăm supa fierbinte peste orez. Hai că pun și în asta vermut. Cât timp aveți la dispoziție pentru acest vlog? La mulți ani 2023. Nu și fac cu ciuperci. Oh my god, bărbunosește vinul în ciuperci. Ești nebun sau am bătat ciuperca? Am pus și acuș. Atâta trebuie să... Atâta și gata? Aici ciupercile se pierd în vin. Nu că ar trebui, dar pentru că se întâmplă. Aici avem 5 supe combinate într-una. Iar aici se face risotto. Vedeți? Dacă n-arată ăsta risotto, înseamnă că nu știu să gătesc. Am ars orezul. Mai bun, cred. Pentru că nu avem răzătoare, o să facem parmezanul cu acest obiect care decorește cartofi. Oh, ce frumos! E mult mai ușor și mult mai practic să faci cu asta. Nu știu de ce îl rade lumea. Și tocăm și niște pătrunjel. Alea arată greșit rău, nu înțeleg ce este cu ele și de ce. Nu trebuia pus ulei. Vin în el. Dacă nu puneam supa asta de roșii să fie culoarea asta așa roșiatică, arăta wow. Ok, gata. Deci urmăriți-mă cu atenție că altfel ratați și pierdeți și nu știți cum să faceți risotto și vă întreabă cineva cum să faceți risotto și ziceți nu știu, când am fost atent la Alex și Banu când îl făcea. Opriți focul cu grijă, cu focul oprit, după cum puteți uita. Luăm aici fungi. Zic-mă că nu e sărăcie, totuși. Punem niște unt. În timp ce amestecăm bine, adăugăm parmigiana. Bine, acum înțeleg de ce trebuia ras. Uite că se face bine. Super bine arată așa, încă și eu din asta, e foarte bun. Ia uite. Vezi? Nu vezi nimic, nu? Văd. Ce vezi? Zic ca să văd și eu. Luăm această farfurie de risotto. Se ia aici o... Wow. Fii atent. Wow. Stai. Ce-ai zis, mă? Wow, Alex, ce priceput ești! Gata, s-a terminat. Te plec acasă. Oprește camera aia. E bun? Cam nefiert. E bun, e ce trebuie. Prea al dente, un pic, da? 3, 2, 1 și... N-a fost sincron. Ai, nici Andrei n-a fost sincron din prima. 2, 1 și... Vreau să începem prin a-mi spune ce am ratat când te-am sunat și dormeai, adică ce ai fi vrut să-ți gătesc și apoi îți spun ce ți-am gătit în lipsa informației. Eu inițial voiam să te pun să-mi faci ceva mexican, nu știu, taco sau habar n-am. Deci era o idee extraordinară, nu știu cum să spun, n-am făcut niciodată taco și știu să fac. Iar ți-a făcut ceva din Mexicul de lângă Italia. Mexicul de lângă Italia? Ai găsit cine? Aole, mai avem o problemă, nu am ce să te leg la ochi. Păi improvizăm. Ai tu o șosetă? Da, da, te-am zicer. Te-am făcut risotto, bă. Risotto? Risotto. N-am mâncat niciodată. Nu vă să cred. Niciodată. Aici avem un material bumbac făcut din... E 100%? Și am încredere în tine că tu ești beat ca lumea și nu... Da, nu trag cu ochiul. Ai consumat și hârtia deja, bă. Firar. Nu, te rog eu. Testasele ninja au pornit de jos. Vezi ceva? Nimic, absolut nimic. Mă mănâncă ochii. Nu! Lasă-i, stai, nu! Lasă-i să te mănânce. Eu am venit, sunt aici lângă tine, cu cele două preparate în mâna mea dreaptă, respectiv mâna mea stângă, ce limbaj dezvoltat am. Te rog frumos, alege dintre dreapta și stânga, zi 1 sau 2. Dreapta sau stânga, de fapt. 2. Gata, am ales. Dacă întinzi mâna, primești și furculiță. Te rog să mănânci, acum pe ecran scrie că tu guși din risotto-ul. Ei, am luat ceva acolo? Nu, ai, primul rând ai furculița invers, okay, dar tu faci viața cum vrei și... Am luat ceva? Da, hai că eu ai ceva acolo, poți să... Ok, simt orez. Foarte perspicace. O ciupercă. Ciupercă, da, da, corect, corect. Cam atât. Lasă-l jos. Asta este mai cald. Să știi că nu este o regulă, că poate a ajuns mai târziu la cumpărat sau poate... M-am gândit la asta. Ok, acesta este risotto-ul. Se simte parmezanul aici. E mai bun ăsta. Mamă, ce bun e ăsta.
Eram sigur. Mai mănâncă, se vadă că-ți place. Da, sau doar parmezanul. Se simte foarte intens gustul de parmezan. Are o aromă, celălalt avea niciun gust. Da? Da. Se simte foarte, foarte intens parmezanul, ai pus ea. Păi de unde știi că e făcut de mine? Asta zic, habar n-am. Legat la ochi, vreau să-mi spui care câștigă, 1 sau 2? Câștigă 2, clar. 2 câștigă? Da. Și cred că 2 e făcut de tine. Poți să te dezlegi la ochi? Acum să le și vezi după ce se oprește Eddie din mâncat din ele. Asta e 1. Săracu, mamă, altceva. Verdictul, dragii mei, este că a avut dreptate Cătălin. Eu l-am gândit pe al doilea, tu cel mai bun. Asta? Da, într-adevăr, sunt extraordinar, sunt dat master chef. Îți mulțumesc pentru masă. Eu îți mulțumesc că mănânci. Când o să-mi deschid restaurant, vreau să veniți să mâncați ca el. Mai bine, mai mult. Și cu bani. mănâncă tot. Bun, eu mi-am făcut datoria de a găti și e extraordinar ca de obicei, că tot și-a făcut datoria de a gusta. Voi acum faceți-vă datoria de a da un like la acest vlog, un subscribe la Cătă dacă nu ați făcut-o încă și la mine. A, și la Eddie, vă rog, un follow mare și un subscribe pentru că aici ne ajută. Mulțumim, la revedere, ceau, pa! Pa.